De obicei, în numele unuia dintre Sfinții Bisericii noastre. Sau numele pe care îl purtăm noi a fost purtat odinioară de unul sau mai mulți dintre Sfinții Bisericii noastre. În zilele anului bisericesc, cinstim în fiecare zi pe unul sau pe mai mulți Sfinți. Ne aducem aminte de viața, de pătimirea lor, de faptele lor sau de cuvintele lor, acolo unde ne-au rămas cuvinte de îndemn și învățătură de la acești bineplăcuți ai lui Dumnezeu. Făcând aceasta, luăm aminte la îndemnul pe care ni-l dă Sfântul Apostol Pavel, care ne spune că cinstindu-i pe Sfinți, se cuvine să privim la săvârșirea vieții lor și să le urmăm credința. Așadar, mai întâi, Sfântul al cărui nume îl purtăm, se cuvine să fie modelul de viețuire creștinească pentru noi, să-i urmăm și noi credința, să-i urmăm și noi viața plăcută lui Dumnezeu și faptele credinței pe care le-a săvârșit în viața sa și pentru care s-a învrednicit de răsplată și de cununa Sfințeniei de la Dumnezeu. Cinstindu-i pe Sfinți, la ziua lor de prăznuire, de asemenea, suntem chemați să le aducem, să ne aducem nu numai aminte de faptele lor, dar să încercăm să-i și imităm într-o Sfințenie a vieții, să împlinim și noi faptele pe care ei le-au împlinit, să arătăm și noi statornicia în credință pe care ei au arătat-o și mai ales să arătăm și noi dragostea față de Dumnezeu, arătată în dragostea față de cei din preajma noastră, adică să împlinim cea mai mare și cea din tâi dintre poruncile Bisericii, cum ne spune Mântuitorul Hristos, că cea mai mare este dintre porunci este să iubim pe Dumnezeu cu toată puterea, iar a doua, la fel de mare ca așa și din cea din tâi, este să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Cinstirea Sfinților se face în mai multe tipuri sau prin mai multe modalități. Una dintre modalități este să le ridicăm bisericii în cinstea lor. Să alegem pe unul sau pe altul dintre Sfinți ca ocrotitori ai locașurilor sfinte, ai locașurilor de rugăciune pe care le zidim, să fie ocrotitori ai noștri și ai celor care, pășind pragul acestor locașuri sfinte, se roagă lui Dumnezeu și cer milă și ajutor. Alt mod de a-i cinsti pe Sfinți este ca la ziua lor de prăznuire să săvârșim slujbele rânduite după credința noastră creștină ortodoxă, aducându-le cântările de laudă ce au fost întocmite în cinstea lor, împodobind pe cât este cu putință prăznuirea lor cu cântări frumoase și cu prăznuire frumoasă. Îi mai cinstim pe Sfinți zugrăvindu-le chipul în icoană și cinstindu-l, purtându-l în casele noastre, cinstindu-l după cuviință, purtându-l la pieptul nostru și cinstind astfel pe Sfântul respectiv. Îi cinstim pe Sfinți împodobind prin oase la ziua lor de prăznuire și alte modalități prin care îi cinstim pe Sfinți. Însă, cea mai frumoasă cinstire pe care o putem aduce Sfinților este intenția și dorința noastră de a-i imita într-o Sfințenie a vieții. Dintre toate modalitățile prin care îi cinstim pe Sfinți, Sfinții o socot ca pe cea mai bine primită și bine plăcută pe aceasta. Când văd la noi aceeași dorință și aceeași râvnă de a sluji lui Dumnezeu pe care au avut-o ei. Să imităm pe Sfinți. Acesta este îndemnul Sfântului Apostol Pavel. Acesta este cel din tâi temei de cinstire a Sfinților. Și acesta este cel mai folositor pentru noi. Mai dobândim un folos cinstindu-i pe Sfinți, și anume acela că, aducându-le cinstire prin aceste modalități de care am amintit, dar mai ales prin participarea la slujbele într-o cinstire a lor,
la ziua lor de prăznuire, ne bucurăm de mijlocirea Sfinților către Dumnezeu pentru noi. Că Sfinții au dobândit îndrăznire înaintea lui Dumnezeu și întotdeauna ei mijlocesc de la Dumnezeu pentru noi, cei care îi cinstim, cei care îi chemăm în rugăciunile noastre să ne fie mijlocitori către Dumnezeu, mijlocesc de la Dumnezeu pentru noi cele de folos, cele pe care le cerem în rugăciunile noastre de la Dumnezeu și pe care le primim cu mai multă grăbnicie dacă avem și pe Sfinți ca solitori, ca mijlocitori pentru noi către Dumnezeu. Iată folosul cinstirii Sfinților. Iar astăzi ne-am adunat cu toții în acest sfânt locaș, înălțat pentru cinstirea Sfântului Cuvios Mucenic Galactior și a Sfintei Muceniței Epistimii, pe care Biserica îi prăznuiește în această zi de 5 noiembrie, pentru a-i cinsti pe acești Sfinți și bineplăcuți ai lui Dumnezeu. Viețuirea lor nu este redată în viețile Sfinților cu foarte multe amănunte. Atât se arată că Sfântul Galaction venea dintr-o familie de creștini și a primit învățătura dreptei credințe din frage de vârstă, iar Sfânta Epistimii era dintr-o familie de păgâni. Însă Dumnezeu a rânduit ca la vârsta la care tânărul Galaction trebuia să se căsătorească, să-i fie hrăzită de părinții săi această tânără, Epistimii. Iar Sfântul a primit hotărârea părinților săi, dar a împărtășit tinerei Epistimii dreapta învățătură a credinței în Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat și atât de mare a fost dragostea și râvna acesteia ca și a Sfântului Galaction față de Mântuitorul Iisus Hristos, încât au hotărât de comun acord să renunțe la împreunarea nunții, să se retragă fiecare dintre ei în viața monahală și astfel Sfântul Galaction a mers într-o mănăstire de călugări, iar Sfânta Epistimii într-o mănăstire de călugărițe, nevoindu-se pe cât le-a fost în putință să fie bineplăcut lui Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să se apropie de măsura desăvârșirii, de măsura sfințenii. Însă Dumnezeu a hotărât altfel ca această jertfă a lor, de bunăvoie, căci de bunăvoie au renunțat la toate ale lumii acesteia pentru Hristos, pentru dragostea lui Hristos, Mântuitorul a hotărât însă pentru ei încă o cruce peste această cruce a vieții monahale și anume crucea muceniciei. Căci în mănăstiri, fiind și năvălind păgânii, agarenii în ținuturile acelea, i-au trăit în zona muntelui Sinai, în peninsula Sinai, năvălind agarenii și prădând mănăstirile, au trecut prin sabie pe toți viețuitorii din acele mănăstiri, între care și pe Sfântul Galaction și pe Sfânta Epistimii. N-au trăit multă vreme în mănăstire, au primit mucenicie la o vârstă de tinerețe și au arătat prin aceasta că închinându-și viața lui Dumnezeu, s-au lăsat cu totul în voia lui Dumnezeu și sunt și pentru noi un model să primim totul de la Dumnezeu cu credință, cu mulțumire, cu bunăvoință, căci Dumnezeu știe ce este de folos pentru fiecare dintre noi. Dacă înaintea lui Dumnezeu jertfa Sfinților Cuvioși, Ucenici, Galaction și Epistimii, de a renunța la toate ale vieții acesteia și de a îmbrățișa viața monahală, de a petrece în pusnicie, în singurătate, a fost plăcută lui Dumnezeu, a hotărât și a voit Dumnezeu ca ei să aibă încă o cunună în plus, cununa muceniciei, căci i-a rânduit să pătimească moarte mucenicească, să mărturisească și să se jertfească pentru Hristos, pentru credința lor în Mântuitorul Iisus Hristos și astfel cu îndoită cunună, încununându-se, au rămas în amintirea Bisericii, într-o pomenire veșnică, cei doi Sfinți, Galaction și Epistimii, ca vașnici luptători pentru Mântuitorul Iisus Hristos, ca cei care
au primit din mâna Mântuitorului Iisus Hristos toate cu credință și cu mulțumire. Și nouă ni se cuvine să nu ne întristăm dacă vedem că în viața noastră vin încercări după încercări. Mai ales cei care pătimesc astfel de stări. Căci în viața unora, după un necaz vine altul și după acela altul și tot așa, încât socot de multe ori că sunt nedreptățiți de Dumnezeu. Ori nu este așa. Ci să primim toate câte vin asupra noastră ca fiind îngăduite de Dumnezeu spre folosul și mântuirea noastră. Să luăm totul ca fiind rânduiala lui Dumnezeu pentru folosul și mântuirea noastră sufletească, așa cum au luat și Sfinții Cuvioși, Mucenici, Galaction și Epistimii. Până astăzi au rămas pe vârful muntelui Sinai. Cine ajunge în pelerinaj la muntele Sinai și urcă pe munte, dar nu prea se urcă la mănăstirile acestea ale Sfinților Galaction și Epistimii, sunt două mănăstiri diferite, pe două vârfuri diferite ale muntelui, dar nu sunt pe muntele unde a fost Moise, ci sunt pe doi versanți ai muntelui separat și totuși este greu, mai puțin se încumetă să ajungă, dar se păstrează până astăzi aceste mănăstiri în amintirea și în cinstirea Sfinților Cuvioși, Mucenici, Galaction și Epistimii. Însă, oriunde ne-am aflat, fie că ne aflăm pe muntele Sinai, fie că ne aflăm aici, la mănăstirea închinată și ocrotirii Sfinților Cuvioși, Mucenici, Galaction și Epistimii, fie că ne aflăm oriunde în altă sfântă biserică sau în altă parte la casele noastre, să ne aducem aminte de jertfa și de mucenicia Sfinților Cuvioși, Mucenici, Galaction și Epistimii, să înălțăm gând de rugăciune și de cerere ca acești Sfinți să mijlocească de la Dumnezeu și pentru noi cele de folos mântuirii și astfel, bucurându-ne de ajutorul lui Dumnezeu, de ocrotirea și mijlocirea Sfinților pentru noi, să putem lucra cele de folos mântuirii noastre, să rămânem și noi statornici pe piața credinței și să primim toate cu mulțumită, cu credință, ca venind de la Dumnezeu spre folosul, spre zidirea și spre mântuirea noastră. Rugăciunile și mijlocirile Sfinților Cuvioși, Mucenici, Galaction și Epistimii pentru noi să fie de folos și Dumnezeu să reverse asupra tuturor har și binecuvântare cerească, să împlinească tuturor cererile cele bune și de folos spre mântuire, spre slava numelui Său și spre mântuirea noastră a tuturor. Amin.